Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre câinele Amstaff. Câinele Amstaff, sau American Staffordshire Terrier, își începe istoria în secolul al XIX-lea în Anglia. La bază a stat câinele Bulldog și alți terieri. În acest proces de încrucișare, American Staffordshire Terrier a devenit mai mare decât Bulldogul și mai musculos. Odată ce luptele între câini au devenit ilegale în anii 1900, rasa Amstaff s-a împărțit în două grupe, una pentru spectacole și alta pentru lupte. Cea de lupte este rasa Pitbull de astăzi, iar rasa pentru spectacole este Amstaff. Câinele Amstaff are un corp musculos și scurt și face ca apariția sa să nu fie doar impresionantă, ci și intimidantă pentru străini sau alte rase de câini. Urechile câinelui Amstaff sunt scurte și deseori cupate. La fel ca verișorul său Pitbull, câinele Amstaff are o înfățișare dură, fiind mare, cu o bună structură osoasă, greoi și cu un cap mare. Blana Amstaffului este scurtă și lucioasă, făcând ca îngrijirea acestuia să fie simplă pentru oricine. Ochii sunt negri și rotunzi, cu expresie aspră, ce poate fi percepută ca intimidantă și alertă. Însă, dacă ne uităm mai atent, s-ar părea că rasa Amstaff este mult mai iubitoare decât agresivă. Este foarte potrivită pentru familii, fiind și un bun câine de pază. Este foarte loial, iubește distracția, este neînfricat și afectuos. Este deseori confundat cu rasa Pitbull, însă cele două împart același sărmoș și au fost dezvoltate pentru lupte, însă rasa Amstaff a devenit mult mai delicată în ultimii 100 de ani. În ciuda reputației de rasă agresivă, câinele Amstaff este un adevărat câine de familie. El nu obișnuiește să atace alți câini, decât dacă aceștia îi dau semne clare că vor să se lupte cu el. De regulă, câinii din această rasă sunt mai agresivi doar cu masculii. În prezența femelelor, câinele este deosebit de docil și blând. Amstafful este un câine puternic cu o masă musculară foarte bine dezvoltată, care poate ajunge însă la capacitate maximă doar dacă are parte de o dietă alimentară echilibrată bazată pe alimente bogate în proteine. Ei sunt ideali pentru familiile cu copii. Rezistența acestora la durere îi ajută să facă față micilor lovituri sau ciupituri pe care îi le poate aplica un copil. Amstafful va încerca să-și domine stăpânul, motiv pentru care acest câine nu i s-ar potrivi unei persoane pasive sau foarte blânde. Are nevoie de un stăpân ferm, cu o personalitate puternică pe care să-l perceapă ca fiind șeful haitei. Amstafful este un câine la care apare adesea carența de calciu, care se manifestă prin distanțarea degetelor. Pentru a preveni această situație, este indicat să îi se aplice un tratament cu calciu și vitamine. Medicul veterinar îi poate recomanda medicamentele potrivite în funcție de vârstă și alte probleme de sănătate ale câinelui. Ca dimensiune, un mascul Amstaff atinge 43 până la 48 de centimetri, iar o femelă 41 până la 46 de centimetri, greutatea fiind în jur de 20 până la 30 de kilograme. Speranța de viață este de 10 până la 15 ani. O femelă Amstaff poate da naștere unui număr de 5 până la 10 pui odată. Maxilarul este foarte puternic, mușcătura în foarfeca a câinelui este de asemenea foarte periculoasă. Este o rasă foarte încăpățânată și deseori sunt foarte greu de dresat. Este un luptător feroce dacă este provocat. Are tendința de a se lupta cu dușmanii până la moarte. Amstafful era ilustrat pe posterele americane din timpul războaielor mondiale, personificând virtutea și curajul american. Este singura rasă care a apărut de 3 ori pe coperta revistei Life Magazine. Bud a fost un Amstaff care și-a însoțit stăpânul în prima sa tentativă de a traversa Statele Unite cu un mijloc de transport cu motor. Bud și Horatio Nelson Jackson au reușit traversarea Statelor Unite în 1903. Sergentul Stubby a murit la 16 martie 1926 ca un erou. Sergentul Stubby era cel mai decorat câine din istoria militară și singurul câine promovat în timpul războiului. El a luat parte la luptele duse în tranșeele din Franța în timpul Primului Război Mondial. El a fost membru al Legiunii Americane și al Curcii Roșii. A fost cel mai celebru Amstaff din istorie. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!